rubrică este prezentată de Sanador. Cuplurile cu probleme reproductive necesită, pe lângă alte consulturi, și consult genetic în cadrul unei echipe multidisciplinare. De ce spun asta? Pentru că sunt cunoscute cauze genetice care pot duce la probleme reproductive și, când spun probleme reproductive, înseamnă fie absența oricărei sarcini sau sarcini pierdute spontan în mod repetat. Și atunci, în funcție de fenotipul, de motivul de la care plecăm, solicităm un consult genetic și medicul genetician recomandă în fiecare caz în parte teste genetice adecvate. Modificarea depistată prin cariotip, aceasta este analiza prin care se identifică de regulă anomaliile cromozomiale numerice și structurale mari, această modificare nu poate fi corectată, nu putem vindeca defectul, e vorba de un defect genetic, doar că vom ști ce riscuri există pentru viitorul produs de concepție și vom recomanda ulterior diagnostic prenatal. Tot în cazul cuplurilor infertile, sigur că putem să avem situația în care sunt obținute sarcini, doar că ele nu ajung la termen, se pierd de regulă în primul trimestru, cele mai multe dintre ele, spontan, fără niciun fel de cauză aparentă. Într-o astfel de situație, sigur că cel mai bine în primul pas ar fi să încercăm să facem o analiză cromozomială a produsului de concepție. În funcție de ceea ce găsim acolo, putem să mergem mai departe și să testăm ambii parteneri, să vedem dacă unul dintre ei are vreo modificare cromozomială structurală echilibrată, care să asigure acea recurență despre care vă spuneam, adică acele sarcini pierdute spontan recurent. De asemenea, putem să suspectăm și alte defecte genetice în situația cuplurilor cu probleme reproductive, diferite boli genetice materne, diferite distrofii musculare, sindrom Marfan, uneori și tulburări de coagulare. Toate astea se vor putea testa în urma unor indicații de testare specifică, indicații care vor rezulta în urma unui consult genetic de specialitate. Pentru toate aceste cupluri există soluții în urma testelor genetice. Nu le putem corecta defectele, vor trăi cu ele tot restul vieții, dar asta nu înseamnă că nu-i putem ajuta să obțină, într-un fel sau altul, un copil sănătos. Ce mai este de menționat, nu neapărat pentru cuplurile cu probleme reproductive, pentru cuplurile care doresc în general să aibă un copil, există niște paneluri de testare pentru identificarea statusului de purtător sănătos pentru boli recesive severe. Această rubrică v-a fost prezentată de Sanador.